Seara tuturor, sunt Tarotela, Ela, cu etalarea pentru cei cu soare în leu, în mod special, nu știu dacă se potrivește și pentru alte aspecte în zodia leului, dar pentru leu original, teoretic ar trebui să se potrivească această etalare foarte generală, foarte generală, și pe care dacă e ceva ce nu vă place, aveți posibilitatea să o schimbați. Avem această posibilitate, liberul arbitru, să hotărâm ce vrem să manifestăm. Da, acum e foarte important ce vrem, ce gândim și ce simțim. Dacă cumva suntem întrerupți, va fi din motive de colind. Ce ar trebui să fie un motiv frumos. Opa! Un 3 de cupe. Pentru unii ar putea să fie petrecere, dar nu prea pare totuși, petrecere. După o perioadă de singurătate, de însingurare, eventual după o perioadă de post, petreceți de Crăciun. Ha, ce frumos! Dar pentru unii s-ar putea să fie un trio în care e o fecioară implicat și un ciclu pe care îl încheiați în această privință. Eventual începeți un nou capitol în viața voastră în care voi 8, cei născuți în august, da, munciți și vă transformați alchimia voastră personală. Eventual într-o direcție, nu neapărat cu un semn de apă, vă transformați, munciți pentru transformarea voastră emoțională, eventual pentru o stabilitate financiară pe care, nu știu, toți ar trebui să o am, avem. În această perioadă, 2020, un an se zice intens. În fine, mai amestec o dată. Păi, halei, paralei, au mai sărit. Ia uite, Marea Preoteasă, secrete. Ia uite, îndrăgostiții, gemenii, iar o chestie pe care trebuie. O relație cu un suflet perechi pe care trebuie să o echilibrați. Uneori echilibrul ăsta înseamnă și tăierea relației, dar depinde de la unii la alții. Nu e obligatoriu. Poate unii aveți un suflet perechi înseamnă balanțe, că sunt interpretări imense, nu ne putem potrivi chiar cu toți, dar nici nu-mi doresc să fiu nici extrem de populară, nici să fiu pe gustul majorității. Eu interpretez cum simt. Dacă vi se potrivește, cu atât mai bine. Vom vedea. Ia uite, începeți un nou proiect. Sau începeți să studiați ceva. Unii s-ar putea să ducă să studieze la facultate după mulți ani. Leu, 2020. Extrem de generală. Luați doar ce vă place. Ianuarie, februarie, martie. Am emoții. Cam leișori care îmi sunt tare dragi. Aprilie, mai, iunie, iulie. August, septembrie, noiembrie e aici, chiar dacă nu se vede. Nu, octombrie, noiembrie și decembrie. Lăsați în urmă. E bine dacă lăsați. Vă detașați mental de niște situații dificile, relații dificile și mergeți. Eventual folosiți luna plină, faceți afirmații în cazul în care chiar nu mergeți. Dar măcar mergeți cu gândul înainte, către o lume mai bună, către o viață armonioasă. Poate unii chiar călătoriți către un taur, vă eliberați de un taur sau de un semn de pământ. Wow, taurul și taurul, da, taurul și taurița. Ha. Regele de monede și împărăteasa. O, în care o situație. Să știți că uneori împărăteasa poate să reprezinte și amanta, pentru că aici apare a treia persoană, lei, da? Lei. Lei cu un partener, o parteneră și există, v-am zis, varianta amantului curriculum. Asta e, nu vă place, dar eu vă zic, există și varianta asta, în care la un moment dat unul se simte însingurat din cauza că partenerul, partenera, și-a găsit o companie. Există varianta asta. Niște secrete, după cum vedeți, niște frici, niște blocaje mentale, asta e. This is the truth. Vă place, nu vă place, eu vă zic. Dar e bine că începe să vă detașați mental, e mare lucru. Haideți să mai găsim și o altă variantă.
Vă detașați mental de ceva ce nu vă aprinde și mergeți către stabilitatea voastră materială, profesională, către abundență, către împuternicirea voastră, către rezistența voastră după o perioadă sau după o situație foarte complicată, eventual secretoasă, în care ați experimentat, wow, multe frici, într-o relație cu un suflet pereche. Și totuși, chiar dacă relația a fost secretă sau ceva n-ați înțeles în această relație, poate de acum încolo intuiția să vă ghideze. Sau pur și simplu toată situația, mulțumesc de inspirație, toată situația prin care ați trecut cu acest suflet pereche sau cu alții, le veți înțelege dintr-o perspectivă mult mai profundă, intuitivă. Ce înseamnă că nu mă grăbesc? Da. Hai să vedem. Ianuarie. Oh, turnul! Wow! Turnul, chiar din ianuarie. Un eveniment neașteptat. Wow! 7 de spade în februarie. De obicei, 7 de spade reprezintă minciunele, dar... Să zicem că ar fi strategii mentale. Haide să mai vedem. Martie, 6 de bâte. În martie deocamdată arată bine. Oh, ce frumos! Aprilie, 10 de cupe. Dar e atât de frumos încât uneori poate fi irealizabil. Se pare că da. Mai, 5 de cupe. Dar bine, e doar o carte pentru o lună, nu vă blocați. Puteți să o schimbați mental. Iunie, moartea. Iulie, justiția. August, 7 de cupe. Măi, ciudate energiile. Trec dintr-una între alta. Septembrie, iar 3 de cupe. Noiembrie, wow, l-am văzut și mai devreme, diavolul. Octombrie, octombrie, tot timpul zic octombrie. Probabil că în noiembrie îl priviți în față și îl secționați bucăți bucățele pe acest diavol. Vorba vine, e o metaforă, situația toxică. Tot am zis noiembrie la octombrie, dar uite, în noiembrie aveți curajul să-l priviți în față, fără să vă mai afecteze și să tăiați lanțurile, zic eu. Decembrie, oh, ce frumos! Ce frumos, măcar în decembrie, măcar că terminați anul în satisfacție, în bucurii. Puf, pentru că aveți un an tare, tumultos. Cel puțin așa mi-arată mie cărțile. Nu știu ce a apărut la alte colegi, la alți colegi, dar mie așa mi-a apărut. Iată, vedeți? Nu mai am gutui, nu mai am mere, nu mai am bomboane. Au venit copiii colindu și le-am dat lor tot. Wow, turnul. Hai să încercăm. Vă zic, unde nu vă place, schimbați și recreați-vă voi povestea. Aveți încă șansa că e început de an, că e lună nouă în câteva zile. Turnul, în ianuarie, un eveniment neașteptat. Poate să fie o separare de cineva, o ruptură într-o relație, într-un contract, poate să fie și la locul de muncă. Aș spune ceva, dar nu știu dacă unii veți înțelege. Babilonul pică. Turnul Babel pică. E un mesaj foarte general pe care probabil foarte puțin îl vor pricepe. Poate că unii dintre voi aveți planete în zodia leului și veți înțelege ce înseamnă acest turn. Poate că aveți trezirea, evrica, momentul de iluminare în care anticipați momentul acestui turn. În cazul în care, într-adevăr, nu se manifestă, îl anticipați. Pentru că, da. Wow, e 2020. Turnul, am zis. Poate să fie și trezire, și separare, și evenimente neașteptate. Ar trebui să le clarific, dar e o etalare foarte generală. Și în condițiile astea, sunteți obligați, într-un fel sau altul, că asta e, trebuie să faceți față situației, restructurărilor la locul de muncă.
reconstruirii voastre, a relației, a, eu știu, a ceva din viața voastră. Și ca să reconstruiești uneori, trebuie să ai o strategie. O strategie. Trebuie să joci într-un anume fel. Da, este cartea mincinosului. Nu pot să zic musa e că un semn de aer, că musa e gemeni balanță, că aici iar e scorpion sau vărsător. Gemeni balanță sau vărsător. Dar trecând poate să fie orice alt semn, poate să fie cineva care vă minte și descoperiți, da? Pentru că aveți acest moment de wow, probabil, la sfârșitul lui ianuarie. Dar eu zic, chiar dacă nu e o persoană, s-ar putea să fie momentul vostru de trezire la o nouă realitate. Ego-ul pică, coroana pică și după aceea cineva, voi, ei, altcineva, trebuie să joace într-un anume fel, să-și facă o strategie, să mintă, să fugă, da? E cartea care arată nu musai o escapadă, cât o fugă de ceva. Și totuși, ce veți face atunci, în februarie? Cum veți juca cărțile? Informațiile, că vorbim de spade, cuvintele, tacticile voastre vă vor aduce mai aproape de victorie. În ce direcție vom trăi și vom vedea? Veți trăi și veți vedea. 6 de băte, teoretic ar trebui să fiți voi, că e semn de foc, da? Cu victorii, lumea să vă admire, să fiți într-un centru al unui grup de oameni și tot să vă aclame, tot să vă urmeze, followers, da? Dar, eventual, fiți atenți. Să nu uitați de unde ați plecat. Aici este mare grijă la 6 de băte să nu, persoana să nu devină egoistă, înfumurată, încrezută. Pentru că dacă aveți o victorie, asta nu înseamnă că ați câștigat bătălia. Mai sunt multe victorii într-o direcție, poate chiar mai multe. În aprilie. Nu știu, o fi Paștele în aprilie? De arată așa de frumos, 10 de cupe. Mare, mare bucurie. Aproape că atingeți curcubeul, dar vedeți că nu se poate, nu se poate, e doar o impresie că-l atingeți. Și încercând să-l atingeți, vă dați seama că v-ați iluzionat prin mai. 5 de cupe, 5 luna mai, da? Poate e doar o energie trecătoare, în care vă aduceți aminte de un trecut, de un trio, eventual, dar aveți în continuare trio și aici. În mai, tot am senzația că veți regreta acest 10 de cupe. 10 de cupe poate să fie și încheierea unui ciclu, a unei perioade în care v-ați simți foarte bine cu cineva. Și pentru că vine turnul, pentru că apare și moartea și diavolul, da, și balanță, se vede că apar niște separări, niște transformări, niște treziri la realitate. Și atunci tot ce a fost frumos cândva, 10 de cupe, se duce pe apa sâmbetii. Pentru că cineva la un moment dat joacă teatru, minte. Poate nu sunteți voi. Eu am zis în cazul în care se întâmplă ceva, poate aveți o strategie. Dar în cazul în care nu sunteți voi și vă bucurați la un moment dat de o situație, vă dați seama, pentru că e chiar sub acest mincinos, că acest 10 de cupe a fost o iluzie, o victorie, o victorie trecătoare. Ei, și probabil că e ultimul moment în care vă mai lăsați atrași de aceste iluzii. Pentru că undeva prin iunie aveți această carte foarte intensă, nu vă speriați, nu-i moartea. E vorba de transformare, e vorba de Pluto, e vorba de casa 8-a Scorpionului. E Scorpion, poate intră un Scorpion în viața voastră, poate
Comunicați cu un scorpion, lucruri foarte profunde, plutoniene, da? Și vă ajută eventual să ieșiți din starea asta. Dar în iunie, unii dintre voi hotărâți să puneți punct unei situații pe care ați cam lungit-o. Ea a existat o separare și tot ați încercat, hai mai stai, hai să mai încercăm, hai să o mai legăm, hai să o mai bandajăm. Situația, relația, ce ar putea să fie. Și repet, e o victorie trecătoare pentru că iar apare un moment de tristețe, de trezire. Dar e bine. E bine pentru că tot ce lăsați în urmă vă va ajuta să vă transformați. E anul transformărilor intense. Pentru cei care nu s-au transformat până acum, lucrurile vor fi mai intense. Asta e clar. Pentru cei care n-au lucrat în direcție spirituală, să aibă o altă stabilitate emoțională și energetică. În iulie apare balanța. Această transformare a voastră personală și chiar în relațiile pe care le experimentați, ia uite interesant ce văd. Vă aduce mai aproape de spiritualitate aceeași culoare, da? Același violet care în spatele acestei justițiare femei. Vă echilibrați viața în iulie. Chiar dacă asta înseamnă să tăiați, da? Ceva, o relație, că asta înseamnă balanță, relațiile. Dar ce vreau să zic, acest violet îl regăsesc și aici. E vorba de transformarea voastră spirituală a unora dintre voi. În cazul în care această justiție nu e doar o chestiune în tribunal sau pur și simplu rupeți un contract, sau, dacă nu-i niciuna, se echilibrează viața într-un fel sau altul. Apare cineva în viața voastră, ori o balanță, ori un avocat, o avocată, cineva care lucrează într-o instituție. Pentru că văd ea regina de spade. La un moment dat. Dar v-am zis, nu-mi place să spun musai că ar fi o persoană, că sunt energii și acum în această prezentare pentru 2020, foarte, foarte generale. Foarte generale. Dar e bine dacă după această hotărâre, după acest moment, crunt, într-adevăr, e dureros. Dar fiecare sfârșit înseamnă un început. Un început în echilibrarea vieții voastre. În august. Aveți opțiuni în august. Visați. Poate chiar visați și vi se arată ce ați putea face voi. Asta în cazul în care nu există un semn de apă sau orice alt semn care vă creează niște iluzii, niște fantezii. Dar eu zic că ar fi bine să fi învățat din lecția aceasta a iluziilor. Ei sunt foarte emoționali. Cine vrea să joace un leu chiar poate. Poate foarte ușor pentru că lei sunt sensibili, sunt emoționali, e semn de foc, e dramatic, e impresionabil și impresionist și poate fi foarte ușor păcălit. Asta e adevărul. Trecând peste acest potențial, încerc să vă dau mai multe variante. Poate în august întâlniți un semn de apă care își face iluzii cu voi. Sau orice alt semn. Cineva intră în viața voastră și se creează așa o stare de fantezie, de poezie între voi doi. De ce nu? Să vedem și altfel lucrurile. Dar eu zic că totuși, dacă voi vreți să vă separați și să vă transformați viața, să vă echilibrați, ar putea la un moment dat cineva să mai vină. Poate ziua voastră și vin în vizită și iar recreați acea conexiune, acea iluzie. Pentru că, nu știu, ia uite, 7 cu 3, da? Aceeași iluzie se reface undeva prin iulie, prin august-septembrie. Da? De ziua voastră, de ziua lor, da? Zecele de cupe de care am vorbit. Așa de frumos încât nici nu e adevărat. Așa simt, uite, 7, iluzii și 3, trio. Da, petreceri poate, dar cu un diavol după, e clar că e un trio.
E clar că e o situație toxică care reapare periodic. E o chestie. Ia să ne uităm. Ciclică. Da, dar de data asta eu zic că rezolvați problema mai repede decât în trecut. Pentru că deja ați început să vă transformați și chiar dacă la un moment dat intrați în paharele astea de. Iluzii. De voie bună, de plăcere. În octombrie retrăiți aceeași toxicitate pe care ați trăit-o și înainte. Da? Același trio, da? Aceleași minciuni pe care le-ați înțeles în ianuarie cu turnul, da? Pentru că aveți aici un turn, da? O trezire. Le-ați înțeles. La un moment dat ați avut și un sentiment de victorie. Dar undeva prin mai-iunie începeți transformarea. Pentru că e dureros să-ți dai seama că totul a fost o iluzie. Ei, și dacă reapare persoana sau situația sau poate altă persoană, dar sunteți testați de univers, dacă v-ați înțeles lecția, mai stați în asemenea gen de energie sau nu? Și atunci eu zic că prin noiembrie apare Regina de Spade. Ar fi frumos să aveți această putere mentală să tăiați legătura cu tot ce este toxic. Pentru că ați mai făcut-o la un moment dat, prin iulie, pentru că ați început un proces de transformare și transformarea înseamnă mult timp, cel puțin câteva luni, dacă nu chiar ani. Ca și când renaștem după moarte, apare o înviere, da? Și cu pași mici și siguri, trăim o nouă viață. Eu zic că noiembrie, și asta e energia scorpionului, că scorpionul, apropo, poate cineva vă inspiră. Dacă nu, cine știe ce planete, ce aspecte se creează? Dar, repet, energia asta este foarte mentală, foarte dură și foarte pregătită să nu mai repete greșelile trecutului, da? Ia uite, vă mai arăt încă o dată. Da? Și, la un moment dat, cu cine o fi variază de la unii la alții? Cu o fi cu un scorpion, cu o fi cu un semn de apă, cu o fi capricorn sau un semn de pământ. Fii. Sau semn de aer, că e și balanță în joc. Sunt multiple variante, pentru că sunteți unici, fiecare are viața lui. Unii au un trio, o balanță, alții au un capricorn, alții au un pește, alții au o fecioară și tot așa. Da? Unde era? Ah, așa era. Da? Primele iluzii, ia ca așa, hai să le vedeți. Primele iluzii, mincinosul, egoistul sau cel care vrea atenție. Mamă, bucurie mare, frumos, frumos, pac! Lacrimi, supărări. Ne concentrăm pe trecut în loc să vedem, să ne concentrăm pe viitor. Asta e lecția lui 2020. Concentrați-vă pe voi și pe sufletul vostru, perechi, eventual dacă cineva v-a trădat. Căutați bucuria, echilibrul emoțional în altă parte. Vă vor ajuta îngerii, universul. Nu vă va ajuta să refaceți acest trio. Asta e sigur. Și chiar dacă nu-i trio, o stare de regret, da? Am zis, sunt strategii, pot să fie și minciuni, poate să fie o persoană egoistă care vrea atenție, da? Sunt multe variante. Dacă nu răspund pe toate, asta e. Probabil că îmi scapă și mie, da? Eu zic că am dat destule variante. Ia uite, asta e un set de cărți în care cel puțin mi-așa mi-arată. O iluzie, un vis care se năruiește și care trebuie retezat.
tăiate stringurile. Aici iar 7, 3, da, 10 iluzii, așa diavolul și pac în final se taie. Eventual pot să fie niște discuții foarte aprinse, chiar dure, pentru că regina de spade vorbește destul de dur. Vorbește. Uneori poate chiar să fie și porcoasă, asta e, pe ea nu o interesează, pentru că inima i-a fost rănită. Vedeți, inima este blocată, jumate aproape, da? Toată această dezamăgire aproape că îi blochează sufletul și nu vrea să mai fie rănită. Și din acest motiv nu mai contează ce zice, zice adevărul fără menajamente. Și totuși, și totuși, și totuși. Vom trăi și vom vedea, veți trăi și veți vedea, vom mai pune, vom adăuga cărți la fiecare lună. Important este că terminați anul în această stare de voie bună. Mare atenție să nu beți. Căci o fi 2020-2021, n-aș vrea să anticipez deocamdată. Dar eu zic că veți încheia într-o stare de confort emoțional, de satisfacție emoționale. Și ce frumos de creștere spirituală, violetul ăsta este superb, culoarea mea preferată. Da? Creștere spirituală, emoțională, albastru ăsta, da, reprezintă și apa, dar, ce frumos! Aveți o nouă viziune asupra vieții pe care vreți să o trăiți. Vedeți, anticipați, simțiți, vizualizați ultima cupă care vă este necesară pentru fericire maximă. Acea persoană, poate deja după toate încercările prin care ați trecut în ultimii ani și mai ales veți trece prin acest an, veți ști pe cine să alegeți alături de voi. Mi se par destul de clare cărțile. Hai să vedem totuși 5 de cupe. De ce ar trebui să apară 5 de cupe? Hai să vedem. O clarificare. 5 de cupe. Ce înseamnă 5 de cupe? Te rog frumos, clarificăm. Dacă nu vă place ceva, schimbați-vă scenariul. Păstrați ce e frumos. Dar, mare grijă, nu stați în iluzii. Ia uite. O relație cu un suflet pereche, o relație foarte profundă de altfel, dar care vă blochează, vă stresează, semn de apă, semn de aer, variază de la leu la leu. E o relație profundă, dar care vă creează mari blocaje mentale. Și vouă și lor. Clarificăm 10 de cupe. 10 de cupe. Ia uite. 6. 6 de spade. Vă eliberați mental. Decizia nu înseamnă că este și plăcută. Dar e sănătoasă. Ia uite. De o relație. De un suflet pereche. Conflicte, concurență, bârfă. Ok. Hai să vedem. Cel mai important este să rețineți că sfârșiți anul cu această energie superbă, împlinirea tuturor dorințelor, este similară cu cartea, cu steaua, varianta 3D a stelei. Repet, este un confort emoțional. Dacă vă separați de cineva, nu vă mai simțiți singuri ca la jumatea anului, ca în mai 5 de cupe. Nici nu vă mai creați iluzii și speranțe că poate vă veți împăca, poate ai lată. Veți ști să fiți bucuroși de ceea ce sunteți, de ceea ce ați început sau veți începe sau ați început deja, da? Unii dintre voi să vă transformați. Eu zic că asta e superb.
4 de spade. Aveți nevoie de odihnă ca să începeți să mergeți într-o nouă direcție. Aveți acest dar divin, asul de monede. Că e o relație, că e un job, că e o situație care va aduce în timp stabilitate, variază de la unii la alții. Asul de monede, 9 de monede. Este și carta persoanei femei independente. Dar evident, trecând și peste interpretarea asta, cu acest 3 de cupe și 4 de spirale și 8 de spade iar, este un trio, poate e fecioară nouă, e septembrie, da? Poate e capricorn, că e as, e primul, da? Variază de la unii la alții. Într-o relație, într-o căsnicie, e o casă aici, mă, și apare iar aici, 4, da? 4 de bâte. Cineva, nu stau să judec cine, are o a treia persoană în preajmă. Hai să mergem să ne amestecăm încă o dată. Lei, soare, oh, soare, 2020. Ia uite, a doua oară apare cartea asta, Ariadna. Transformarea voastră. Transformarea voastră. Deci voi anul ăsta vă transformați foarte mult. Ia uite, vai, da? 7 de manuscrise, similar cu 7 de spade. Nu bătesc la uși închise, la inimi închise. Nu mai sperați ca cineva să-și deschidă sufletul dacă v-a închis ușa. Ușa sufletului, evident. Transformați-vă! Pentru unii poate să fie un, și un taur în joc. Așa văd, da? Și un taur. Leu 2020. Un mesaj pentru Leu. În ce direcție se va transforma? Cum se va transforma? Ia, ia, ia. 3 de spade. Da. Dacă este persoana care v-a mințit, ar trebui să plângă. Pentru că voi vă transformați. Voi nu mai acceptați această situație. Văd că vulpița plânge. Și vulpița, în general, e o persoană, așa e în cultura noastră, o persoană isteață, da? Dar prefăcută. Persoana care s-a prefăcut în preajma voastră va plânge. Eu cred că este durerea lor. Pentru că voi începe să vă transformați. Ia uite, 9 de cupe iar. Mergeți către satisfacțiile voastre emoționale. Încă o carte pentru lei. Leu 2020, lei 2020, lei paralei. Ha, ceva frumos pentru lei 2020. Oricum, e mare lucru că vă transform. Vai, ce mă bucur pentru voi! Am vorbit de stea la sfârșitul anului. Iată că apare. Vă apropiază destinul vostru. Toate transformările prin care ați trecut în anii anteriori, prin care veți trece anul care vine, dragii mei, vă aduce mai aproape de destinul vostru, de iluminarea voastră, de vindecarea voastră, mai dragilor. Prindeți lumina, o prindeți, dar prindeți-o și nu o mai lăsați. Nu vă mai lăsați păcăliți de pahare sclipitoare, da? De spade sclipitoare, de eu știu ce, monezi sclipitoare. Nu vă mai lăsați păcăliți de alte sclipiciuri. Uitați-vă către cer, creșteți spiritual, cum am vorbit mai devreme, și steaua vine, în cazul în care nu o prindeți voi, vine ea direct în palma voastră. Ce frumos, ce frumos. Ia uite, și aici chiar tipa are față de leoaică, așa cu părul ciufulit, vâlvoi, crețulin. Aici, aveți de luptat. Uf, aveți de luptat. Ca să începeți ceva cu pași mici și stabili. Într-o direcție care vă va crește la un moment dat.
Justiția. Iaca. Hai să vă arăt. Probabil că o perioadă încă vă luptați cu concurența sau cu situația. Ești dragonul de foc din voi, că na, sunteți semn de foc. Unii, în toată lumea, încercați să faceți acrobații să mențineți stabilitatea într-o relație veche, da, șase de cupe, o relație din căsătorie, din copilărie, dintr-o căsătorie, da, sau dintr-o altă viață, o relație foarte profundă cu cineva, dar toată situația asta vă... Vă face să vă dați seama că aveți mai multă putere decât v-ați închipuit la un moment dat, pentru că aveți de-a face cu cineva care și-a închis drumul către suflet din cauza banilor, 4 de spade, de monede. Poate să fie semn de pământ, pentru că văd iar justiția, balanța și văd eremitul, semnul fecioarei. Aflați adevărul într-o direcție, în cazul în care n-ați aflat-o, încercați să faceți dreptate, să vă echilibrați viața din punctul ăsta de vedere, pentru că asta e. Încercările ne fac mai puternici. Ce nu ne omoară, da? Ce nu ne distruge, ne face mai puternici. Și voi aveți de două ori această carte. Da? De două ori aveți transformare. Când va fi, la unii poate să fie în iunie, la alții eu știu când, variază. Dar asta pentru că totuși în ianuarie, trecând peste faptul că înseamnă și separări, dar fiți atenți la semnale pentru că acest turn arată și trezirea voastră. Orice se întâmplă, se întâmplă pentru trezirea voastră, din iluzii, din minciuni, ca să mergeți către ce? Către vindecare, către stea. Da? Dragii mei, e frumos! Chiar dacă pare mai ciudat, dar e frumos. Ăsta e adevărul. Și ce credeți că doar voi ați trecut prin situația asta? Majoritatea. Majoritatea, dragii mei, leuți. Că doar, na, e 2020, eu am zis cuiva de câțiva ani de zile să se transforme. Nu prea m-a crezut. Acum poate mă crede. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vom vedea și la etalările lunare ce mai apare. Numai bine! Pa!